Un conflict între doi șoferi s-a finalizat, pentru unul dintre ei la spital, iar pentru celălalt în spatele gratiilor. Totul a avut loc în după-amiază de 5 iunie pe șoseaua Balcani, chiar la intrarea în orașul Durlești. Potrivit informațiilor oferite de poliție, doi conducători auto s-ar fi luat la ceartă, iar la un moment dat, unul dintre ei a urcat în mașină și l-a călcat intenționat pe celălalt peste picior. În rezultat, victima s-a dezechilibrat și a căzut, iar suspectul, în loc să-i ofere ajutor, a accelerat și a fugit de la fața locului. Alți martori ai celor întâmplate au chemat ambulanța, iar șoferul traumatizat a fost dus la spital. Forțele de ordine au inițiat căutările fugarului, iar în cele din urmă au reușit să-i dea de urmă. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 55 de ani, care în prezent este reținut pentru 72 de ore. Forțele de ordine continuă cercetările pe caz.